Bine v-am regăsit! Continuăm călătoria noastră prin marile teme de discuție într-un context al culturii toxice. Care este răspunsul creștinului față de tehnologie? Care este răspunsul unui creștin în confruntare cu un concept cutremurător, demența digitală? Care sunt riscurile asociate ale tehnologiei? Toate aceste întrebări le vom pune față în față și vom stărui asupra lor împreună cu invitatul permanent al emisiunii noastre, pastorul Marius Biugean. Mulțumim că ați acceptat invitația. Încă o dată și eu mulțumesc pentru invitație și apreciez foarte mult demersul și chiar titlul acestei emisiuni mi se pare foarte intrigant. Abia așteptăm să povestim. Cu siguranță, astfel cum am obișnuit telespectatorii și ascultătorii noștri, vom apela la un pasaj ancorat cultural, pentru ca mai apoi să vedem care sunt aplicațiile biblice, teologice, care sunt răspunsurile articulate ale creștinului față de această problemă. Am ales un pasaj dintr-o carte pe care o recomand telespectatorilor noștri, Secolul Singurătății. Norina Hertz spune la un moment dat, ca societate pierdem o caracteristică fundamentală atunci când nu mai avem grijă de ceilalți. O lume în care mașinile au preluat rolul afectiv al oamenilor și pe cel de îngrijitor este de asemenea și o lume fundamental incompatibilă cu noțiunile de bază ale democrației inclusive, ale reciprocității, compasiunii și grijii față de ceilalți. Tehnologia nu ne poate oferi decât o parte din soluție în această criză tot mai acută a singurătății în secolul 21 și vine cu propria gamă de riscuri asociate. Domnule Marius Biugean, tocmai de aici am dorit să plecăm înspre analiza noastră. Care sunt riscurile asociate ale tehnologiei din perspectivă teologică, din perspectivă biblică? Am înțeles oare bine titlul Norinei Hertz? Secolul singurătății? Cu siguranță, da. Este posibil să trăim într-un secol al singurătății, într-o lume în care suntem de dreptul bombardați de toate aceste rețele de socializare, sau cum le spune? Iată că trăim un paradox interesant în vremii noastre, o vreme în care, în ciuda acestor mijloace menite să ușureze comunicarea între oameni, aparent niciodată oamenii au fost atât de însingurați unii de ceilalți. Așa că am ajuns într-adevăr la această situație, atunci ar trebui ca să ne punem întrebarea cum am ajuns aici sau de ce am ajuns aici sau care sunt motivele pentru care suntem în acest context. Bine, aș vrea ca să folosesc aici un cuvânt care cred că este de maximă importanță atunci când ne raportăm la tehnologie sau noile tehnologii. Și cuvântul acesta este echilibru. Da? Pe de o parte, nu ar trebui să cădem într-o capcană a demonizării tehnologiei. O asemenea poziție este de-a dreptul anacronică, este o poziție imposibilă, este o poziție inconsistentă. Am auzit odată o expresie într-un anumit cadru religios, care cineva spunea, probabil citând pe altcineva, da, tehnologia ucide veșnicia. Și de aceea persoana respectivă nici măcar nu are un telefon mobil, pentru că nu e așa, tehnologia ucide veșnicia. Are alte gadgeturi, are alte aparate electronice în casă. Deja spuneam că această poziție este o poziție inconsecventă. Nici măcar comunitatea Amishilor nu sunt chiar așa de consecvenți cât și-ar dori să fie în ce privește respingerea tehnologiei. Oricine, da, care trăiește în lumea contemporană are tehnologie acasă de care se folosește, care ne este de mare folos. Toată problema este, așa cum a spus, acest echilibru. Noi și numai noi trebuie să fim stăpâni peste butoanele care activează tehnologia în casa noastră, în jurul nostru, pe smartphone-urile pe care le folosim, pe tablete sau pe orice alte device-uri pe care le folosim. Noi trebuie să controlăm toate aceste lucruri, nu tehnologia trebuie să ne controleze pe noi.
Aici este însă, vorbim aici despre ceva care caracterizează societatea noastră. Schimbările sunt absolut bulversante, progresele tehnologice sunt atât de mari încât nu poți să ții pasul cu ele. Orice noutăți, dacă vreți, din lumea tehnologică care sunt comunicate oamenilor, da, deja sunt înlocuite la momentul în care se face anunțul cu alte lucruri și mai noi. Și vom asista pe măsură ce ne apropiem de lumea inteligenței artificiale, de tot felul de experimente care poate pe unii îi vor șoca, îi vor bulversa. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți. Vorbim acum despre civilizația, despre inteligența artificială, doar întreagă, nu aș vrea să intrăm în subiectul acesta, este, dacă vreți, un subiect care poate merită o tratare separată chiar, însă vorbim despre faptul că am ajuns la un punct de cotitură în istoria umanității încât și guverne și specialiști și inclusiv oamenii care produc o asemenea inteligență sunt speriați. Mă întorc însă la inteligența mai convențională cu care deja suntem obișnuiți, pentru că și ea posedă niște riscuri inerente. Cu toții am fost martori în urmă cu ceva timp la discuția și din, vis-a-vis de schimbările din retail, chiar din zona de retail, în care în marele supermarketuri au căutat să schimbe vânzătorii umani cu mașini care self-scan, tip self-scan. Și eu fac lucrurile acestea, dar mărturisesc că prefer, dacă mă duc la Auchan sau la Lidl, să mă întâlnesc o față umană, cu o vânzătoare pe care o salut, să o întreb, să intru într-o conversație scurtă, chiar de câteva momente, decât să stau în fața unei mașini self-scan impersonale și să-mi scanez eu însumi. Nici nu sunt plătit pentru aia, dar vedeți, toate aceste lucruri, în numele progresului, în numele eficienței, a productivității, dacă vreți, au partea cealaltă. Da? Există și reversul medaliei. Și reversul medaliei poate însemna concedierea vânzătorilor umani, poate însemna familii afectate și așa mai departe. Este un mic exemplu care ilustrează, dacă vreți, partea cealaltă a tehnologiei. Dar ceea ce este cel mai periculos este faptul că, așa cum Norina Hertz a menționat, am ajuns o vreme în care oamenii ajung să investească în tehnologie calități umane. Ori roboții, mașinile, nu pot să transmită empatia, solidaritatea, dragostea și bunătatea pe care o poate transmite un om semenului său. Aici mi se pare pericolul cel mai mare, da? La acest transfer, atunci când umanitatea, care este definită ca un set de relații, dar este înlocuită cu altceva, când, așa cum una din capitolele cărții la care facem referire, Cultură în haos, vorbește despre pericole digitale și unul din pericolele amintite de Tom Patton acolo este faptul că tehnologia, în mod special pe rețele de socializare, creează un sentiment de falsă intimitate. Da? Noi am fost construiți pentru relații. Viața este o sumă de relații. Ori una este să am 5 prieteni reali în viața reală, da? Și alta este să am 500 de prieteni virtuali. Da? E mult mai greu să menții 5 prietenii reale, pentru că într-o prietenie autentică trebuie să investești. Da? O prietenie autentică necesită uneori un act de smerenie din partea noastră, de recunoaștere, îmi pare rău, atunci când ai spus o vorbă nepotrivită, când ai jignit poate, neintenționat, când ai făcut ceva care l-a rănit pe celălalt. Ori e mult mai simplu, mult mai facil, da,
să crezi că ai 500 de prieteni virtuali pe care nu i-ai supărat niciodată și ei nu te-au supărat și să te ascunzi în spatele unei realități virtuale când de fapt noi am fost creați pentru relații reale, în lumea reală. Este un alt pericol al tehnologiei și în mod special vorbim acum de socializare. Dacă ne referim la cartea coordonată de teologul John MacArthur, Gândire corectă într-o lume în haos, și ați făcut deja referire la acea secțiune privind pericolele digitale, Tom Patten afirmă că platformele de social media nu sunt în mod inerent rele, dar nu sunt nici neutre din punct de vedere moral. Și am mai discutat în întâlnirile noastre despre această aparentă neutralitate axiologică, deoarece, spune Tom Patten, ele sunt imaginea celor care le folosesc. Cum poate evita creștinul aceste pericole digitale inerente, în definitiv, prin raportare la această aparentă neutralitate? Aș vrea să mai petrecem puțin timp discutând despre aceste pericole. Da? Am amintit deja unul, pericolul falsei intimități, faptul că internetul creează o anumită falsă intimitate, dar intimitatea pe care ți-o furnizează internetul poate să fie o intimitate falsă. Și când vorbim aici despre alte pericole ale internetului, pornografia și alte lucruri care satisfac simțurile, fără a lua în considerare cadrul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru împlinirea nevoilor și din punct de vedere ale intimității sexuale, și anume familia, da? Relația cu partenerul de viață. Este o altă discuție, dar intră, dacă vreți, în domeniul acesta. Un alt pericol al rețelelor sociale pe care aș vrea să-l menționez este arătat de Tom Patton în cartea sa și spune, de multe ori citez, aceste rețele distrag pe oameni de relațiile deja existente în loc să se dedice prietenilor din viața reală pe care le au în prezent. Oamenii petrec acum ore întregi online alături de pseudo-prieteni. Acest lucru se vede mai ales în familie, pe când rețelele socializare amenință constant să o invadeze, aducând bagajul lor de influență culturală în lumea privată a vieții de familie. E bine, am văzut cu toți poate clipuri cu familii împreună, dar de fapt nu sunt împreună, da? În care tata este pe telefonul lui, pe device-ul lui, mama este pe device-ul ei, fiul sau fiica sunt pe device-urile lor, fiecare sunt în aceeași cameră, dar de fapt ei nu au o relație între ei. Da? Conectați, dar da. De fapt nu sunt conectați unul cu celălalt. Nu sunt conectați, da. Și e, în loc să fie vorba despre ei, despre timpul petrecut în familie, e un timp în care toată lumea este prezentă la ei în sufragerie, da? Ei sunt conectați cu toți și cu nimeni. Ori asta este un alt pericol, dacă vreți, da? Al izolării pe care rețelele de socializare, paradoxal, îl creează. Ele sunt rețele de socializare, așa sunt numite ele, dar de fapt ele pot îndepărta pe oameni unii de ceilalți. Apoi Tom Patton mai menționează un alt pericol și anume pseudo-inteligența. Pentru că niciodată, ca în zilele noastre, accesul la informații n-a fost atât de facil. Da? La o apăsare de buton ești în contact cu biblioteci virtuale din lumea întreagă, poți ca să obții informații prețioase despre multe subiecte care te interesează. Sunt elevi și studenți care își fac referate și muncă chiar recomandată de profesorilor, da, de pe internet. Toate aceste lucruri sunt evident câștiguri, da, din punct de vedere al timpului, al facilității, dar așa cum am spus, fiecare câștig are reversul medaliei, da, pentru că paradoxal, da,
această tehnologie pe care o folosim nu ne ajută la dezvoltarea simțului critic. Atunci când iei în mână o carte, da? Ca în trecut, când o citești la capul al fine și nu te mărginești la niște recenzii sau la niște bițuri de informații de pe TikTok sau prezentarea pe care o face nu știu cine pe internet, pe YouTube, legate de subiectul cu tare sau cu tare. Acolo ai de face cu o informație digerată, da? De cineva care și-a făcut sau mai puțin tema. Dar tu, da, și în mod special mă gândesc la tinerii cărora le lipsește discernământul. Și asta este realitatea, acest discernământ sau spirit critic. El crește odată cu vârsta, da? Pus față în față cu succesiunea de imagini care se rulează, da, necontenit în fața ochilor tăi. Nu mai e timp să procesezi, nu mai e timp să te gândești. Mai o fi adevărat, nu o fi adevărat. De ce zice cu tare ce zice? Ci tu iei lucrul acesta ca ceva digerat. Îl iei, ți-l asumi, da, ca un fapt, când de fapt e o opinie, la urma urmei. Ei bine, acesta este un mare pericol și atunci trebuie ca în fața acestor pericole pe care le-am anticipat, falsa intimitate, falsa sau izolarea, pseudo-inteligența, să punem realitatea, da? În locul lumii virtuale să accentuăm lumea reală, în locul prietenilor virtuali să petrecem timp, chiar dacă e mai greu în a ne face prieteni în lumea reală. Prietenii în lumea reală costă. Prietenii în lumea reală sunt riscante. Da? Întotdeauna când vorbim despre o relație cu cineva, poți și trebuie să te aștepți la respingere, poate, la faptul că celălalt îți înțelege greșit intențiile sau motivațiile. Și totuși se merită. Da? Relațiile se cultivă în timp cu mare sacrificiu, dar nimic nu poate înlocui relațiile reale, prietenii reali. În fața pericolului izolării, da, trebuie să evităm acest pericol al izolării, da, căutând comunitatea, da, și biserica este cea care ne poate oferi un cadru comunitar foarte potrivit. În locul apelării facile, nu spun că nu trebuie să apelăm la internet pentru informații, că o facem cu toții, da, trebuie să luăm cartea în mână, să citim, să ne facem bine temele. Chiar munca aia de cercetare, chiar dacă este vorba de cărți din biblioteci virtuale, da? Dar trebuie să trecem pe acolo, trebuie să ne folosim simțul critic, trebuie să muncim. E statul pe care îl dau fiului meu, de exemplu, da? Care vine și uneori mă uimește așa cu anumite lucruri pe care le-a auzit pe internet. Și am spus, tata, nu, n-am auzit de lucrul ăsta, da? Dar te sfătui să iei cartea și să citești, da? Există un drum al cunoașterii pe care trebuie să-l duci de unul singur. Exemplele biblice sunt clare în sensul acesta și dacă ne aducem aminte la un moment dat de Iacov la Peniel, a fost gata să rămână singur și din singurătatea aceea a existat acolo luptă. Și din lupta aceea a învățat cu adevărat ce înseamnă biruința și binecuvântarea, în definitiv. Dacă transpunem imaginea aceea a luptei de la Peniel în sfera aceasta afirmației pe care Norina Hertz o așează în cartea sa Secolul Singurătății, mașinile au preluat rolul afectiv al oamenilor. Cum redobândim din perspectivă biblică adevărata dimensiunea comunicării, a compasiunii față de ceilalți? Ați amintit aceste aspecte, dar cred că trebuie totuși să ne uităm la acest diagnostic. Mașinile au preluat rolul afectiv al oamenilor. Cât de grav este? Este foarte grav și e timpul să ne oprim și e timpul să redobândim spațiul pe care l-am cedat așa de ușor tehnologiei și să ne întoarcem de la dependență de tehnologie la dependență de relații. Da? Și să ne întoarcem la identitatea noastră fundamentală de persoane, de oameni creați după chipul și asemănarea Creatorului.
oameni înzestrați cu capacități relaționale și sociale. De oameni care ne definim viața în funcție de calitatea relațiilor pe care le avem. Întâi de toate relația pe verticală, relația cu Creatorul și apoi relațiile pe orizontală cu cei de lângă noi, începând cu cei mai aproape de noi, cu soțul sau soția, cu copiii pe care îi avem în cadrul familiei, cu familia rărgită, cu frații și surorile din biserică, cu colegii de școală, cu colegii de muncă, cu vecinii noștri și așa mai departe. Ei, toate aceste lucruri cer timp, așa cum am spus, cer investiție. De aceea, nu cred că există un cuvânt mai important în toată dinamica aceasta la care noi facem referire decât cuvântul relație sănătoasă, pentru că legea morală a lui Dumnezeu, dacă e să punem problema în felul acesta, da? Însuși decalogul are de face cu două relații fundamentale, relația cu Dumnezeu, relația cu aproapele. Primele patru porunci, da, reglementau relația omului cu Dumnezeu. Următoarele, relația omului cu aproapele, da? Ce este păcatul? Păcatul este ceva care afectează relațiile. Este o călcare a legii sfinte a lui Dumnezeu, da? Prin care noi ne înstrăinăm de Dumnezeu. Noi rupem o relație cu Creatorul nostru și apoi ne înstrăinăm unii de alții. Ce este mântuirea? O întoarcere la acele relații sănătoase și armonioase în care, prin jertfa lui Hristos, prin pocăință de păcat, prin credință în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, da, ne întoarcem la relația fundamentală cu Creatorul și prin credința în El, da, prin ce înseamnă imputarea neprienire perfectă a lui Hristos în dreptul nostru, noi suntem aduși dintr-o relație de înstrăinare, de alienare cu Creatorul, într-o relație de pace și binecuvântare, nu? În care nu mai suntem străini, nu mai suntem vrăjmași, ci suntem copii al lui Dumnezeu. Și apoi, la fel, Hristos este cel care schimbă și transformă relațiile noastre cu cei din jurul nostru. Și El ne dă putere, prin puterea Duhului Sfânt, să trăim aceste relații în mod plenar. E foarte important să avem încrederea că dependența de tehnologie poate fi anulată dacă reinvestim în relații. Și există întotdeauna această fascinație a departelui, să începi cu cine este mai departe. Cred că e foarte important, din ceea ce ne-ați spus în acest context al discuției, să începem cu cei din preajma noastră. Și aici este secretul, în definitiv. Mulțumim încă o dată pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi și în această emisiune. Cu toată dragostea! Mulțumim că ne-ați călăuzit pe drumul acesta deloc ușor, deloc facil, al discuției despre tehnologie. Până la o nouă reîntâlnire, nu uitați că adevărul scriptural este atemporal și că poate răspunde celor mai adânci nevoi ale inimilor noastre. Fiți binecuvântați!